imobiliară a crescut în ultimii ani, tinerii aleg să-și cumpere prin prima casă garsoniere sau apartamente mici, în care spațiile de depozitare pot fi o problemă, mai ales când familia se mărește. Din fericire, cu câteva sfaturi bune și vizite în showroom-uri de specialitate, poți face dintr-un spațiu mic unul extrem de funcționat. Pentru că tinerii acum, în ziua de azi, nu-și permit să-și ia un apartament mare și prima casă cumva optează pentru o garsoniere, în primul rând, ei ar trebui să gândească puțin și pe termen lung. Spre exemplu, dacă nu o să-și permită să-și ia un apartament cu două sau trei camere atunci când apare, spre exemplu, un copil, atunci să creeze spațiu de așa fel ca să fie foarte funcțional pe termen lung. Și asta ar însemna ca să opteze pentru un mobilier multifuncțional, gen ca o masă să se plieze în perete, patul care să fie o canapea extensibilă, dar totuși să fie confortabilă, să mobilier de depozitare cât mai mascat, adică să pară un perete, dar totuși să existe niște uși în spate care să depoziteze diverse obiecte, știind că într-un spațiu mic ai nevoie de depozitare neavând unde. Și atunci găsești soluții. Nu folosești un mobilier foarte masiv pentru că ți ocupă spațiu. Și atunci optezi pentru un mobilier mai puțin adânc, dar funcțional, cum ziceam. Culori cât mai deschise, pentru că culorile deschise măresc spațiul și destul de multe oglinzi. Pentru că poți, prin exemplu, să folosești pe ușile unui dressing oglinzi și în același timp, prin reflexie, creează mai mult spațiu. Și lumina contează, adică lumina naturală, dacă există aceasta, e minunat. Dacă nu, atunci există trucuri prin a folosi lumină artificială, prin scafe. Aia este o lumină de ambianță, dar care mărește spațiu, adică pe înălțime sau prin nișe la mobilier care îți creează lumină pe zona de lucru sau chiar îți mărește spațiu. Deci lumina are foarte multe avantaje. Și e important să se folosească lumină caldă, nu rece, pentru că dă o senzație de disconfort. În loc să creezi un spațiu plăcut, relaxant, îți dă o senzație de disconfort. Deci să folosești mai mult o lumină caldă. Nu e neapărat nevoie să te duci să apelezi la un designer, spre exemplu, în cazul ăsta, dar să ceri o consultație de la un specialist, gen cine face mobilierul sau un consultant în showroom-uri de mobilier, chiar vă sfătuiesc, adică chiar este foarte important. Ca să nu dați greș și să nu vă treziți peste 2-3 luni că bine, mi-am luat canapeaua aia, dar ea nu este extensibilă și ce fac cu ea? Adică e bine să vă sfătuiți și să gândiți cam ce aveți nevoie și pentru propria persoană, dar și pentru persoanele care vor locui în această locuință.